Ne dau afară, dragi prieteni, atât am plătit, s-au terminat banii, pornim spre Vientiane. Avem 12, nu, da, 12 ore ca să ajungem la aeroport. O să luăm trenul și după, pe jos, poate. Pe jos până la Sau un aeroport. bus până în oraș și după aia pe jos. 10 km minim pe jos. Nici n-am apucat să ne uităm la acest TV. Nu l-am deschis deloc. GVC old Ia school. să vedem dacă funcționează măcar. Sunt că funcționează cu uitare deasupra. Are telecomandă. A, dar nu-i băgat în priză. Păi l-am scos. L-am scos. Cam așa sunt angajații de relaxați în grădină. A fost super bun loc. Să vadă. Ne mai facem plinul de... Plinul la apă înainte de drum. A fost super bună cazarea, super liniștită. Apă moca la discreție. Și foarte aproape de centru. Centrum. Ora 11. Avem la ora 11 seara avionul spre Shanghai. Am găsit un zbor cu escală în Shanghai de 8 ore, escală până în Italia. Roma. Roma și din Roma în București. Ultimele ore la... Ultimele ore în Asia. De fapt nu. Mai avem aproape o zi în Asia. Asta era un hotel de turiști. Backpackers Hotel. Mi-a spus cineva că dacă te cazezi aici, ai și băutura până la ora 10, alcool, bineînțeles, gratis. S-a lăsat mare pool party seara. Micul dejun, tuna cu sandwich-ul de tuna și sandwich-ul de ciuperci. Seara arată super bine. Totul pentru $1 fiecare. Bătrânul budist ne face cu mâna. La revedere, bătrâne. La revedere. Doar 5 km pe jos până la tren. Mai avem... Cred că 2 ceva. Trebuie să ne uităm pe ceas. Mai avem 2 și ceva. Se va de... Dio Wang Yang. Am ajuns la stația de tren foarte rapid. Și ne așteaptă o vacă. 40 de minute, nu? Cred că am făcut 40 de minute. 3 km, ultimii 3 km am făcut în 40 de minute. N-a fost nici soare puternic. Am mers cam încet. N-ai voie să intri cu țigara electronică. Am văzut o grămadă de review-uri la... E ca la aeroport, intrare la stația de tren. Ce înseamnă 5 km de mers pe jos? Și anume un tricou mega flashcă. Am ajuns printre primii, fix când s-a dat drumul la intrare la check-in. Check-in-ul la tren. Nu,
ขอให้ประธานทานน้ำกระเป๋าและเครื่องติดตัวของท่านในสร้างเก็บเงินเครื่องคันเทิงของบันนังให้มันเที่ยง Original positions. Please get off the train in order after the train arrives. To avoid falling, please pay attention to the gap between the train. 仔细检查一下行李架、衣帽钩是否还有您的物品，尤其是小件物品，请不要遗忘在列车上。 Ladies and gentlemen, the train is coming to the station. Passengers who are going to get off the train, please pack up your luggage and items, and do not forget your belongings on the luggage rack or the coat hook. 吐到站下，吐到站下，吐到站下。Vientiane, gata tripul. Două sute de kilometri până la aeroport. Sabadi. Asta este busul ieftin. Central Bus Station. Hai pe baghete. Se poate ajunge de aici la aeroport, dar noi din cauza că avem mai mult timp la dispoziție și nici nu prea mai avem cash la noi, o să mergem Hello. Pe jos. No, we go to eat something. Tuk-tuk. Okay, aici no, este thanks. Stația de unde se poate lua bilet spre aeroport. Cât e? Stai să ne uităm. Baghetele. Mai avem 4 ore de stat. Vientiane. Jetta. Hard Rock Cafe. La intrare o mare rocăreară. Rocăreară de cabluri. Ultima masă din Laos. Orez cu crab, ou, niște legume, fried rice. Fried rice cu crab și ou și orez cu shrimps și black pepper. Și supa cu piper. Hai să vedem cum e, dragi prieteni, că o să ajungem la Lidl să băgăm să băgăm plastice. Plastice. Asta e jocul de noroc. Jocul de noroc și trebuie să-ți alegi un animal și un număr, că știi. Asta, banane. Asta, cartoful mov. Ultimul desert de plecare. Asta. Cartof. Și puțin ăsta. Și puțin pepen. Așa arată cu lapte de cocos. Să ne gheață.
Avem 24 de ore de mers, schimbat avioane, am luat niște banane, niște punguțe cu plastice și dăm 6 km până la aeroport. Templu chinezesc. Putem spune că ne-a plăcut și Laos, pentru că ne pare puțin rău că plecăm. Ne pare rău. Elefanțelul? Înainte plecai pe elefant aici, te urcai. Păi și acum. Mașina radar. Ne-am luat și o băutură cu ginseng. E, na, stăteam jos și tipa asta s-a oferit să ne dea un free ride până la aeroport. A zis că ca să iei în direct de aeroportului și dacă mergem, ne duce. Cât de tare s-a terminat tripul free ride, tipa ne-a zis. Mergeți la aeroport? Da. Și eu merg tot pe aeroport pentru că am casa acolo, pot să vă iau cu mașina. Ok. Ok. Diferiți cetățeni care au vrut să treacă cu diferite obiecte dubioase, cranii. Wow, ce nebunie. Și dacă mai aveți bani, puteți să-i donați. Pentru diferite cauze. Următoarea oprire în Shanghai. Hai. 8 ore de stat în aeroport. 24 de ore până în București. Avem două sacuri. Dar bine, ne-am luat și biletul foarte ieftin cu 390 de euro de persoană. Mucherie. Ultima șansă să te iei ceva? La triplu preț, o berică, un box de bere. Da. E cât o bere în Roma. Chiar că. China Daily, ia să vedem. Ne-am luat gustări pentru 24 de ore de astronauți, totul la plastic. Sunt cam puține, dar ăștia-s bani care ne-au mai rămas, că n-am mai vrut să schimbăm. Și banane. Și o pungă de banane. Ăștia sunt geniali cu seaweed. Biscuiți japonezi din orez. Seaweed. Shanghai. Shanghai venim. China venim. Am auzit că sunt 10 grade, văd că un timp în spate. Uf, friguț. Frig. 51, băi. Să-mi dea cu stări. Apa. Apa, să-mi dea apă, să-mi dea apă. Au avut și întrezier. 51, 51, Paturica. Așa că la... 51, ce? Ce? Ultimii. Tintau, tintești direct. From China to the world, Schweppes, Schweppes. De fapt, e apă minerală. E apă minerală, din 1783. Apă minerală, Schweppes. Și berea 1903, ia să vedem cât alcool are. Am ajuns în China. 10 grade. Răcorică. Ne panicasem că e totul blocat și că trebuie să punem VPN-ul, dar nu e nicio panică. Nici măcar n-a cerut numărul de telefon, s-a conectat la net. Uita mai aeroportul.
Apă la discreție. Apă, bagă și mie. Așa, da. Am crezut că ne ruinează apa în acest aeroport, mai ales că stăm 8 ore. Chanel-ul, mă? Tot închis, se respectă oameni. Deschid la ora 6, cred. Hai să vedem la ce terminal avem. Păi ăsta e terminalul 1, la ce... La ce ora avem? Nu s-a afișat. Păi ce oră e? E 12 ceva. Păi e 12 ceva. Roma. Zborul nu se găsește afișat, dar l-am găsit pe net. La 11.30 e decât la 11.35 al zbor. Dar l-am găsit pe net și am găsit poarta. Am intrat pe pagina aeroportului, am băgat numărul zborului și ne-a apărut poarta. Bine, puțin greșită. Ora, ora. De la 1 dimineața, de fapt. Mi-a panicat puțin. Să ajungem la 7 seara. Am fost la informații și a dat un telefon tipa și ne-a zis. Ne-a confirmat că e poarta asta. Aici scrie Roma. Ce frig a fost, încă suntem în China. Ne îmbarcăm spre Roma. Am stat 8 ore, am dormit. Am dormit de-am rupt, e cam frig, 10 grade. Diferență mare de la căldură la așa frig. Ia-mi și dacă făceau și pentru români 15 zile fără viză, cum au făcut pentru multe țări din Uniunea Europeană. Dar pentru tranzit nu ai nevoie de viză. Am întrebat dacă au vegetarian și au zis că n-au beef rice sau pork noodles. O salată, niște fructe. Au dormit până acum, a trezit iar la mâncare. Salată cu pariză cu ardei. Și fructe. O fiecare masă vine și chifla. Chifla de coș caldă. Pentru unt. Pâine cu unt din Noua Zeelandă. Ce avem acolo? Parizer comunist? Rezervul comunist. Nu are vegetarian. Untul cu pâine? Untul cu pâine. Asta nu știu ce. Apropiem de Roma, cel mai lung zbor pe care l-am avut vreodată. 12 ore, 40 de minute, cu 3 mese pe zi, cu parizer. Am plecat din Van Vieng acum 36 de ore, 35 de ore. Suntem de 35 de ore plecați. Vientian, Shanghai. Cu avion am avut cu telecomandă. Puteai să joci și jocuri, dar n-am avut jocuri. Nu mai știam cum e să mergi. După 12 ore de stat jos. După 14 ore de stat în aer condiționat, pot să spun că m-a luat capul și răceala. Bineînțeles, trecut de la 40 de grade la 15 grade. E
Acum să ne uităm la ultimul zbor spre București. Și terminăm 40 de ore. 21 și ceva. Uite-l, 21. 25. Porta. Am prășit trenul. La Tiobusul, direct tren. Ca bonus, Wizz are întârziere o oră. Cum face că eram obosit? Giotto di Bondone. Original? Original. De la Basilica di Santa Croce. Aeroportul din Roma e imens. A câștigat și premiul. Cel mai tare aeroport din Europa. Fiecare cu povestea lui. Fac escanat și aflat. Ciao ragazzi, am intrat cu elefantul. Din nou. Nu mega sa bene. Frăicuț. Bun, bun, dragi prieteni. Adios, statul la coadă. Se. Frumos. Cât am făcut? 20 de ore de zbor. 20 de ore de zbor, sunt plecați de 40 de ore. 4 țări, 3 aeroporturi. Îți dai seama când ajungi în România, că nici măcar n-a oprit avion, nici nu s-au aprins lumini și toată lumea fuge pe bagaje. Te bubunește râsul când te uiți. După ce s-a aprins lumina, toată lumea e deja cu bagajul în mână. Și formulele de mesajul. Mai trebuie să așteptăm câteva minute până ajung busurile și toți. Se economisește o grămadă de timp cu Schengen. Busuri în stație. Lux.